Dacă vreți să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Matei, capitolul 14, vom începe cu versetul 22. Matthew chapter 14, starting with verse 22. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noradelor. După ce a dat drumul noradelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înnoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă. Și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Până aici cuvântul Domnului, vă invit cu respect să reocupați locurile. Vreau să vă spun și eu la toți cei care ne vizitați un bun venit la Casa Domnului, în special pentru că avem așa de mulți din Austria. Danke schön că sunteți cu noi. I don't sprechen Deutsch, dar am cam terminat tot vocabularul care l-am în limba germană. Ne bucurăm să fim în Casa Domnului aici și am avut în gândul meu să încep o serie de mesaje. Însă săptămâna aceasta mi se întâmplă câteodată așa, încep să nu mai am pace și am înțeles că Domnul vrea să-mi schimbe direcția și mi-a adus gândul și inima la pasajul acesta, la umblarea de pe mare și mă voi folosi de textul acesta din Matei 14 și de textul din Marcu 6 și Ioan 6, unde ceilalți evangheliști descriu aceeași întâmplare. Atunci când ne uităm din toate aceste locuri, primim parcă o privire mai panoramică, vedem mai multe detalii și înțelegem mai multe. Sunt conștient că avem mai multe familii în biserica noastră care trec prin încercări. Unii prin încercări chiar grele, furtuni grele, care nu ni le dorim niciunul din noi. Ne place să avem vreme frumoasă, nu-i așa? Personal, mie îmi place vremea frumoasă. Culoarea mea favorită este albastru acela, într-o zi când este perfect senin și te uiți la cer, albastru acela este culoarea mea favorită. Pentru că albastru acela zice liniște, pace, vreme frumoasă, nu este furtună. Însă, adevărul este că în viața noastră nu avem doar vreme frumoasă. Sunt zile frumoase de sărbătoare, cum am avut aici ieri, familia Lucaci. Bianca și-a luat doctoratul, am sărbătorit împreună cu familia lor. Sunt momente frumoase în viața noastră la fiecare, când lucrurile merg bine și ne plac zilele acelea. Dar adevărul este că mai devreme sau mai curând, fiecare din noi, fiecare persoană, fiecare familie, fiecare biserică, trebuie să treacă și prin vreme de furtună, vremuri de încercare. Încercările acestea diferă în intensitate, câteodată este mai tolerabil, altădată mai intolerabil. Și sunt momente în viața noastră când furtunile din viața noastră sunt așa de mari că dacă nu vine Domnul în momentele acelea, ne scufundăm. Ne aflăm ca și ucenicii cu barca noastră într-o mare unde valurile sunt mai mari decât barca noastră și dacă Domnul nu vine în acele momente în viața noastră, noi ne scufundăm. Prin cuvântul acesta pe care mi l-a pus Domnul pe inimă, eu cred că Domnul vrea să ne învețe pe fiecare din noi cum să umblăm pe mare în timpul furtunii.
Și mi-am intitulat mesajul meu, cum să umblăm pe mare în timp de furtună. Și a umblat pe mare în timp de furtună, înțelesul expresiei aceste este cum să umblăm la un nivel supranatural atunci când circumstanțele din viața noastră sunt foarte grele. Cuvântul acesta, să știți că este valabil pentru fiecare din noi. Câteodată ne imaginăm că Dumnezeu are rezervate minuni doar pentru o anumită categorie de oameni. Oameni care sunt mai credincioși decât noi, oameni care sunt favoriți de Domnul, oameni care sunt poate mai spirituali ca noi și ne gândim, I don't know dacă minunile acestea sunt și pentru mine. Aș vrea să vă spun în această dimineață că acest cuvânt este valabil pentru fiecare din noi. Să umblăm pe mare în timp de furtună este o chemare care o are Domnul pentru fiecare din noi, pentru fiecare familie care este aici. Ucenicii aceștia care au experimentat această minune nu erau perfecți. Chiar Domnul le-a zis, oh, cât de mică este credința voastră, oh, you of little faith. Și oamenii aceștia cu o credință mică au experimentat lucruri extraordinare. Primul punct în această dimineață este că după o victorie mare, trebuie să fii pregătit pentru o încercare mare. Dacă ne uităm la contextul, când s-a întâmplat lucrul acesta, când l-au văzut ei pe Domnul umblând pe mare și pe Petru umblând pe mare, chiar înainte de furtuna aceasta, au fost zile grozave de faine. Spune în versetul 19, chiar mai înainte. Apoi, Domnul Iisus a poruncit noroadelor să șadă pe iarbă. A luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor. Iar ei, ucenicii, le-au împărțit noroadelor. Toți au mâncat și s-au săturat și s-au ridicat 12 coșuri pline cu rămășițele de firmituri. Cei ce mâncase erau cam 5.000 de bărbați afară de femei și copii. Lucrul acesta s-a întâmplat chiar înainte de furtună. Contextul este unul de victorie, de glorie. Imaginați-vă lucrul acesta. Oamenii aceștia care au fost disprețuiți, pescari, vameși, da? În mâinile lor, se întâmplă o minune extraordinară. Ei hrănesc mii de oameni, 5.000 erau doar bărbați, plus femei și copii. Nu știu, erau 10-15.000 de oameni, de la 5 pâini și 2 peștișori. Și oamenii aceștia, ucenicii aceștia, trăiau o vreme de glorie, am spune noi în ghilimele, cum n-au experimentat până atunci. În sfârșit, oamenii aceștia erau apreciați. Erau iubiți de popor, erau văzut ca oameni spirituali, ca oamenii lui Dumnezeu. Oamenii veneau în jurul lor, parcă să-i atingă și pe ei. Și mă gândesc că ucenicii erau oameni ca și noi, la care din noi de aici nu ne place să fim apreciați. Să spună, tu ești un om al lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a atins atunci când ai cântat tu, când te-ai rugat pentru mine. La mesajul tău, Domnul mi-a vorbit mie. Ești un om al lui Dumnezeu, nu? La toți ne place. Și ucenicii au trăit momentele acestea de glorie și în momentele acestea de glorie, parcă ai vrea să rămâi acolo. Parcă am vrea să, ca lucrul acesta să se prelungească. Zilele acestea cu soarele pe cer, cu cerul un albastru din acela perfect, nu? Spiritual, emoțional vorbind. Să fii iubit, să fie apreciat, slujirea ta să conteze. Dar după o victorie mare, trebuie să fii pregătit pentru o încercare mare. Faptul că ai câștigat o victorie, că ai trăit pe o înălțime deosebită spirituală, nu înseamnă că ai câștigat războiul. Ucenicii au trăit o vreme extraordinară. Dar nu erau pregătiți pentru ceea ce urma. Este așa de minunat, nu? Atunci când ne botează Domnul cu Duhul Sfânt.
an emotional high, a spiritual high. Atunci când ne atinge Domnul, ne vindecă, ne ascultă rugăciunea, ne dă o rezolvare deosebită, ne bucurăm. Mi-aduc aminte în decembrie 91, când a fost stăruință la Biserica Philadelphia din Portland, a doua seară am fost botezat cu Duhul Sfânt. Doamne, ce bucurie am trecut, ce victorie, nu? Ce momente de glorie împărtășie cu Domnul. Și după o săptămână, în fiecare seară era stăruință, erau rugăciunile acelea de ore, care erau doar câteva minute, nu în mintea noastră. A venit un gând așa la inima mea și eu n-am realizat că era vocea diavolului, care mi-a spus: David, nu mai trebuie să fii chiar așa de spiritual. Știți care era tragedia? Nu am realizat că era vocea Domnului. Nu mai trebuie să fii acum chiar fiecare seară la rugăciune. Nu, poți să mai ieși cu prietenii, să începi din nou campionatele acelea de basket, unde mi-am nenorocit gleznele, jucând ore în șir. Parcă nu trebuie să fii chiar așa de spiritual. Nu eram pregătit pentru încercare. Prioritatea numărul unu după o victorie, după ce trăiești momente înălțătoare cu Domnul, este să rămâi la pas cu Domnul. Este bine că ai trăit momente de glorie, dar mai important în momentele acelea să fii atent, să rămâi la pas cu Domnul. Ucenicii, fraților, să știți că nu au fost pregătiți. Și așa este pe pământ. Aceasta este tendința noastră la fiecare, după victorie, să lăsăm ușor. Și în al doilea rând, îndrumările Domnului, de multe ori pentru noi, par să fie nonsens sau contraintuitive. Imaginați-vă, ucenicii au trăit momentele acestea de glorie și găsim că Domnul, îndată după aceea, imediat după ce s-a întâmplat minunea aceasta, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie. Se pare că ucenicii n-au fugit spre corabia aceea. Se pare că a fost un pic de rezistență, de împotrivire din partea lor. Parcă ar fi vrut să se bucure în acele momente. Mai mult de atât, ucenicii erau oameni, mulți din ei care trăiau pe mare. Puteau să deosebească vremea și puteau să-și dea seama că urmează o furtună. Observați în capitolul 16, Domnul Iisus chiar spune lucrul acesta. Versetul 2. Drept răspuns Iisus le-a zis: când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roșu. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi. În alte cuvinte, Domnul spune: I know you know how to read the weather. Știu că ați trăit pe marea aceasta, sunteți lângă mare, vă uitați la vânt, vă uitați la culoarea cerului și cam știți ceea ce urmează. Nu? Ucenicii aceștia, pe lângă că au avut o victorie spirituală deosebită, s-au uitat spre cer și era roșu posomorât. Bătea vântul înspre ei. Marinarii, pescarii, corăbiile care erau pe mare începeau toți să vină cam acasă, pentru că urmează furtună și nimeni nu vrea să-și riște viața. Și în acele momente să știți că îndrumările Domnului par să nu facă niciun sens, să fie counterintuitive. Doamne, Tu nu vezi vremea. Nu vezi că toți oamenii iau în direcția asta. De multe ori când ne vorbește Domnul, la fiecare din noi, instrucțiunile Lui par să nu facă niciun sens pentru noi. Să fie chiar nonsens sau contraintuitive. Și rațiunea noastră, mintea noastră, ne va da motive bine întemeiate să nu ascultăm de Domnul. Nu? Doamne, nu vezi că celor este roșu posomorât? Aceasta înseamnă furtună. Ne vorbește nouă, păstorilor, predicatorilor,
anumite lucruri și vine rațiunea și spune, can't you read the crowd? This is not going to be a popular option. N-o să le placă la oameni ceea ce să le spui. Și Domnul spune, ia-o în direcția asta. Spune lucrurile acestea. Nu vezi că vântul îți bate împotrivă? În alte cuvinte, nu vezi că dacă urmezi instrucțiunile acestea de la Domnul, o să ai împotrivire? Lucrul acesta o să fie adevărat pentru absolut fiecare din noi. Când Domnul m-a chemat pe mine să predic Evanghelia, pentru mine n-a făcut niciun sens lucrul acesta, nu? Parcă Domnul mă chemea să predic Evanghelia în ciuda faptului că a vorbi public era cea mai mare frică a mea. Fugeam de microfon să spun ceva în fața la oameni. Era punctul meu firesc cel mai slab și parcă aș fi vrut să zic Domnului, Doamne, nu vezi că vântul bate împotrivă, cerul roșu, pot să omorât. This is not for me, this is not gonna go well. Și Domnul parcă mă silea. No, no, get in the boat. Intră în corabie. Aceasta este direcția care o am pentru viața ta. Apoi Domnul m-a chemat să renunț la cea mai bună afacere financiară când eram la punctul cel mai slab financiar. Să-mi rezolv situația financiară pentru restul vieții. Și Domnul a spus, nu, go in a different direction. Doamne, nu vezi vântul? Doamne, nu vezi cerul roșu posomorât? Dacă eu merg în direcția asta, există o șansă foarte mare să mă nec. Ceea ce trebuie să realizăm fiecare din noi este că chemarea autentică a lui Dumnezeu pentru noi este întotdeauna peste abilitățile noastre și întrece rațiunea noastră. Și Domnul ne cheamă în astfel de momente să mergem în ascultare, prin credință, înainte. Chemarea lui Dumnezeu o să fie mai mare decât tine, above your pay grade. Și va trebui să pășești prin credință, cu toate riscurile. Ucenicii aceștia parcă n-ar fi vrut să se înnece și Domnul îi silește ca să treacă pe partea cealaltă. Observați ceva aici. Domnul poate să ne constrângă, poate să ne silească, poate să pregătească circumstanțele în viața noastră, ne vorbește în mai multe feluri. Ia direcția asta. Ia direcția asta. Mergi înainte pe aici. Ne constrânge, ne silește, dar nu ne forțează niciodată. Respectă libera alegere la fiecare din noi. Ucenicii au fost constrânși, au fost siliți, dar au putut să zică, n-au fost forțați. Au putut să zică, I'm not going in this direction. Mulțumesc, până aici, Doamne. Dacă vrei să-L urmezi pe Domnul cu adevărat, dacă vrei să umbli pe mare, aceasta nu se va putea decât prin credință și ascultare. Chiar și atunci când chemarea Domnului nu face niciun sens din punct de vedere omenesc. Spune cuvântul Domnului în Proverbe, capitolul 3, cu versetul 5. Încrede-te în Domnul cum? Din toată inima ta. Deci Domnul ne cheamă pe noi să ne punem încrederea în Domnul, în cuvântul Lui, în chemarea Lui, din toată inima, dar mai mult. Și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Nu spune să nu te bizuiești pe prostia ta, să nu te bizuiești pe imaturitatea ta, nu. Să nu te bizuiești pe punctul tău forte. Să nu te bizuiești pe aceea ce face perfect sense in your mind. Pe ceea care te uiți și spui, well, unul cu unul fac doi. Și Domnul spune să nu te bizui pe înțelepciunea ta atunci când El vorbește, ci să te încrezi în Domnul din toată inima ta. Dacă vrei să vezi minunile Domnului în viața ta, în familia ta, dacă vrei să mergi pe mare în timp de furtună ca pe uscat, va trebui să-L urmezi pe Domnul contra la tot ceea ce va spune mintea și rațiunea ta. Să renunți la toate argumentele și la protestele care o să fie ridicate în mintea ta și de înțelepciunea ta firească.
Știți, sunt oameni care vor să vadă minuni în viața lor, au probleme cu adevărat, în familia lor, financiare, cu copiii, emoționale, de tot felul, în relații. Și ar vrea ca să vadă minunile Domnului, dar în același timp ar vrea să prea, să țină controlul la viața lor. Și atunci când Domnul spune, get in the boat, intră în corabie, spun, no, thank you, I'm scared. Nu face niciun sens pentru mine, dar Doamne, am nevoie de ajutorul Tău. În alte cuvinte, ar vrea ca Domnul să lucreze în viața lor, să lase minuni în viața lor, dar după ideile lor. La fel se întâmplă și în biserici. Știți, sunt frați care ar vrea să experimentăm minunile Domnului în biserică. Cum? După mintea lor. Au ei toate strategiile cum ar trebui să lucreze Domnul și nu sunt rele. Dar important este nu ce gândim noi, ce gândește Domnul, care este planul Lui. Aceasta este biserica Lui, El a murit pentru ea, nu noi. Și noi, fiecare din noi, aparținem Lui Dumnezeu. Atunci când suntem firești, fraților, există mai un risc. Să confundăm gândirea noastră și rațiunea noastră și să credem că gândirea noastră și rațiunea noastră este vocea Duhului Sfânt. Fraților, Domnul nu are favoriți. Și doar favoriții beneficiază de a umbla pe mare, de minuni, de vindecare, de rezolvare. Nu. Cei care beneficiază de minunile Domnului sunt oamenii aceia care prin credință se poziționează pentru a avea minuni în viața lor prin ascultare. Prin ascultare de Domnul. Niciunul din noi nu suntem vrednici. Dacă vrei să vezi minuni, va trebui să urci în barca ascultării. Să-L asculți pe Domnul oricât te-ar costa. Spune cuvântul Domnului în Efeseni, capitolul 5, cu versetul 17. De aceea, nu fiți nepricepuți. În engleză spune ignorant. De aceea, nu fiți ignoranți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Este o diferență între voia Domnului și voia noastră. E o diferență mare între gândul Domnului pentru noi și gândul nostru pentru noi. Știți că Domnul vrea să ne reveleze planul Lui, voia Lui pentru noi, mai mult decât vrem noi să aflăm voia Lui pentru noi. Sunt oameni care spun, I don't know what God's will is. Aș vrea să știu. Well, dacă vrei să afli care este voia Domnului pentru tine, voia Domnului se află pe altarul jertfirii. Acolo unde vii cu viața ta și o pui pe altarul Domnului ca o jertfă vie și spui, Doamne, aici sunt cu tot ce am. Cu viața mea, cu familia mea, cu finanțele mele, cu abilitățile care mi le-ai dat, le pun pe altarul Tău și fă Tu ce vrei. Cu viața mea, cu tot ce am. Nu am nicio precondiție. Nu spun, Doamne, dacă mă trimiți acolo, nu voi merge. Nu, Doamne. Singurul lucru care vreau să știu, vreau să fiu sigur că este voia Ta și voi face acel lucru. Lucrul acesta ne califică pe fiecare din noi ca să primim voia Lui Dumnezeu pentru viața noastră. Voia Lui este revelată doar pentru acei care și-au pus viața pe altar. Știți că este important, de exemplu, pentru fiecare din noi, o dată pe an, să mergem la medic, nu? Să ne facă un diagnostic, să ne facă raze, să ne ia pulsul, tensiunea, să vadă sângele, unde este the sugar, unde stăm. Și este înțelept lucrul acesta, dar la fel de înțelept este pentru fiecare din noi să punem câte un timp deoparte în viața noastră, să venim înaintea Domnului pentru un inventar, pentru un diagnostic spiritual. Să vedem, Doamne, dar unde stau în umblarea mea cu Tine? Unde stau în ascultarea mea față de Tine, față de cuvântul Tău? Doamne, oare sunt cu adevărat în ascultare? Am I really doing what You would have me do? Sau undeva am preluat eu controlul și am anumite lucruri care le vreau și împing și forțez lucrurile acelea pentru că mie îmi plac lucrurile acelea, dar nu sigur dacă sunt chiar de la Domnul. Ucenicii Domnului n-ar fi văzut minunea, văzându-L pe Domnul umblând pe mare, dacă nu se poziționau
pentru această minune prin ascultare. În ciuda la ce zicea cerul, în ciuda la ce spunea vântul, în ciuda la ce spunea rațiunea lor, oamenii aceștia s-au urcat în barcă. Când au fost constrânși, siliți, s-au urcat. Petru nu ar fi umblat niciodată pe mare dacă el nu intra în corabie în acele momente. Nici unul din noi nu o să trăim minunile lui Dumnezeu dacă noi nu urcăm în această barcă a ascultării. Chiar dacă această ascultare era contra la tot ce era în firea lor, în rațiunea lor, în sentimentele lor, în expertiza lor, oamenii aceștia erau pescari. Cunoșteau vremea, cunoșteau balta aceea, Marea Galilei, din toate colțurile. Au crescut pe acea mare. Știți că vine Domnul în viața noastră și ne dă direcții câteodată la anumite lucruri unde noi ne credem experți? Spune, Doamne, păi în casă la bunicii mei și la părinții mei au fost seri de stăruință, s-au făcut minuni, Doamne, mă învață pe mine, Doamne. Știți că vine cuvântul Domnului la fiecare din noi și ne vorbește și ne dă instrucțiuni care nu fac niciun sens, chiar acolo unde noi ne credem experți? Dacă vrem să vedem minunile Domnului, este important să ascultăm, să fim pregătiți, să ascultăm pe Domnul chiar și atunci când nu facem sens, când este contraintuitiv. Dacă viața care o trăim noi astăzi nu este la un nivel supranatural, să știți că automat înseamnă că noi trăim o viață care este superficială. Dacă viața noastră de credință nu este la nivelul supranaturalului, este automat la nivelul superficialului. Venim la biserică, cântăm cântările, mergem la programe, dar totul este la superficial. Nu trăim minunile din această carte. Nu vedem răspunsurile Domnului. Nu trăim ceea ce spune în această carte. Și lucrul acesta trebuie să ne spună la fiecare din noi ceva, pentru că fiecare din noi avem tendința să mergem în direcția aceasta. Și ne complacem într-un fel, pentru că dacă ne uităm în stânga și în dreapta, dar toți trăiesc așa. Vă spun sfatul unui păstor care mi l-a dat mie. Atunci când am fost invitat să vin aici, a fost o luptă, vă mărturisesc, înăuntru meu. Și m-am consultat cu un frate păstor care îmi este și mentor, care m-a păstorit pentru o perioadă din viață, un om care îl iubesc, care pot să-i spun orice. Și parcă a citit frământarea din inima mea și din gândul meu. Eram sigur că Domnul mă cheamă să vin aici. Dar mă temeam și de vânt și de cerul roșu, pot să omorât, să vă spun sincer. Și mi-a spus, David, mai bine să te înneci în ascultare decât să trăiești pe uscat. Mai bine să-L asculți pe Domnul, să ieși din corabie în mijlocul mării în timp de furtună, în ascultare și să te înneci, decât să rămâi în siguranța bărcii în neascultare. Și lucrul acesta m-a marcat foarte mult. Va veni momente în viața noastră la fiecare când Domnul ne va chema să pășim prin credință. Și în momentele acelea trebuie să ne punem întrebarea: vreau să rămân în barcă sau pe uscat, în neascultare? Sau poate că e mai bine să pășesc prin credință și dacă mă nec, cel puțin m-am înnecat în ascultare? Aș vrea să vă spun ceva. Dacă cineva pășește prin ascultare și se înneacă, va fi primul creștin nou-testamental care a pățit așa ceva. O să ajungeți în cer și o să aveți un statut total, absolut unicat, singurul om care l-a ascultat pe Dumnezeu pe cuvânt și a pățit altceva. Cred că ați înțeles nota de sarcasm. Nu s-a întâmplat la niciun credincios niciodată. Nu o să vi se întâmple nici dumneavoastră. Când Domnul te cheamă să pășești pe apă, dacă pășești,
apa aceea va fi beton sub picioarele tale. Domnul, când te cheamă să intri în barcă în fața la furtună, într-un mod supranatural o să ieși din furtuna aceea. Și ai să trăiești momente cu Domnul care le-ai fi pierdut dacă stădeai în siguranța uscatului, pe mal. Oamenii cred că atunci când pășesc prin credință înainte, cine știe ce o să mi se întâmple mie? Vine diavolul cu tot felul de imagini. Spune cuvântul Domnului, Ieremia, capitolul 29, cu versetul 11. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Domnul are gânduri pentru fiecare din noi. Doamne, ce gânduri ai pentru noi? Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să te înneci. Ca să vă dau un viitor și o nădejde. Nădejde este ceva bun, pozitiv. Dar pentru aceasta trebuie să urci în barca ascultării. Spune cuvântul Domnului în Ieremia, capitolul 29, cu versetul 13. Mă veți căuta și mă veți găsi. Și promisiunea aceasta este condiționată. Dacă mă veți căuta cum? Cu toată inima. Domnul se lasă găsit atunci când noi îl căutăm cu toată inima. Căutarea aceasta nu poate să fie una parțială, sezionieră, nu una duminicală, în momente când este cercetarea Domnului. Trebuie să ajungem la un loc, la un punct în viața noastră, unde singurul lucru care îl căutăm este voia perfectă a lui Dumnezeu pentru fiecare din noi. Da, fiecare din noi avem nevoie de job, de carieră, de partener de viață, nu, de casă, de masă, de mașină. Avem toate lucrurile acestea. Dar ceea ce vrea Domnul de la fiecare din noi, ca noi să căutăm, să punem pe primul lucru, căutați mai întâi împărăția cerului și neprihănirea Lui, voia Lui pentru viața noastră. Și ne va da toate celelalte lucruri. Atunci când noi intrăm în ascultare de Domnul, noi ne poziționăm pentru minuni în viața noastră. Și mă rog ca Domnul să le lase în fiecare familie. Să le lase Domnul în Biserica Emanuel. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare, să venim înaintea Domnului în rugăciune și să-i spunem Domnului că avem nevoie de El. Să ne mărească credința, să ne urcăm în barca ascultării, ca să vedem minunile Lui în viața noastră.